Domnul să ne dea har să putem ajunge la sărbătoarea aceea măreață, în dimineața învierii, în zorii veșniciei. Vă rog să deschideți Sfintele Scripturi, dacă le aveți, și bine dacă le aveți, la 1 Corinteni, capitolul 10. Citim de la versetul 1. Fraților, scrie Apostolul Pavel, valabil, bineînțeles, și pentru surori, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că băiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Ați sesizat de câte ori apare expresia toți? Parcă să-i convingă într-un mod absolut pe cei din Corint că absolut toți evreii se încadrau în spusele apostolului. Și la fel de valabil și pentru noi, poate toți. Aici este scris că ei au trecut prin mare pentru Moise. El a fost trimis să-i elibereze. El și-a ridicat toiagul și marea s-a deschis. Pentru că trecerea Mării Roșii a însemnat efectiv, deodată cu distrugerea lui Faraon și a oastei urmăritoare, eliberarea definitivă din Egipt. Și ce ar putea să însemne pentru noi, odată cu botezul, așa cum spuneam dimineață, învierea la o viață nouă? Dar, după cum s-a întâmplat în Noul Testament, când, așa cum spuneam în serile trecute, cei ce credeau trebuia să, sau aveau nevoie să primească Duhul Sfânt, am citit aici că toți au fost botezați și în nor pentru Moise. Adică acea călăuzire divină venită peste ei, care îi conducea zi și noapte prin stâlpul de nor sau de foc, era prezența divină în poporul lui Dumnezeu, care s-a mărit cu atât mai mult după facerea cortului și norul se așeza deasupra cortului. Până atunci era deasupra taberei. Mai mult, spune Scriptura aici, și mă gândesc că dimineața s-a stat la cina Domnului, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Și nu din orice, ci dintr-o stâncă ce venea după ei, pentru că ei au privit la Domnul Hristos în timp. Și efectiv fiind mântuiți tot prin Domnul Hristos. Și ca să nu mai lungim vorba, în textul acesta, scris pentru noi, pentru că de două ori notează în textul Apostolului Pavel, versetul 6, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, sau versetul 11, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, de aceea predicăm noi de aici, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Deci imaginea evreilor poate să fie imaginea celui botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt, care se hrănește din cuvânt, care ia cina Domnului, tot ce vreți, pocăit la zi. Dacă nu sunteți ajunși aici, Domnul să vă ajucă și să vă ajute. Am înțeles că urmează să facă stăruință, cu toată inima nimeni să nu lipsească, și dacă vreunul nu poate să-l boteze Domnul acolo ca pe cei doi ce au lipsit în tabără de la Moise, când a luat Duhul peste el și l-a lăsat peste ceilalți. Dar vă rog să rețineți că din faza aceasta scăpați din Egipt, beneficiind de prezența Domnului. Totuși, continuă textul, totuși, pentru că adesea ne izbim de întrebări, frate, dacă e numai născut din nou, dar nu-i botezat în apă, e mântuit? Dar dacă e botezat în apă și nu-i botezat cu Duhul Sfânt, e mântuit? Dragul meu, poți să fii nu numai botezat în apă și cu Duhul Sfânt, poți să fii dus mult mai departe
Totuși, spune Scriptura aici, versetul 12, astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Versetul 5, totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și drept urmare, au pierit în pustie. Și asta, pe înțelesul nostru, ar însemna în anii de pocăință, în drumul vieții. Ce tragedie! Dimineața, la amiază, discutam cu niște frați și zicea unul, doare, cum va condamna Domnul pe un copilaș care a murit la un an? Dumnezeu e bun! Și eu mă gândeam, oare unde e mai mare tragedia? La un copilaș ce a murit la un an sau la unul care a fost pocăit 50 de ani și își pierde mântuirea? E greu de răspuns. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Până suntem pe drum, să nu vă certați și să nu vă lăudați. Cum poate mă auzim pe unii spunând, auzi, eu știu, la mine e adevărul. Când vom ajunge la capăt, își va lua fiecare lauda de la Domnul. Până atunci, orice fel de laudă este rea. Și cine încinge armele să nu se laude ca cel și le pune jos. Bine spuneau grecii, să nu numești pe nimeni fericit până n-a murit. Că nu se știe. Dacă nu cumva fericirea de la tinerețe o să aducă în destinul lui, cum gândeau ei, și noi știm asta într-o altă imagine după Biblie, nefericire la bătrânețe. Ba chiar unii, zice o vorbă înțeleaptă, își trăiesc fericirea, tinerețea în așa fel ca să le fie sigur bătrânețea chinuită. Dar aici nu e vorba numai de bătrânețe și de viața asta, e vorba de veșnicie. Doamne, ajută-ne să ajungem cu bine. Degeaba se ruga Apostolul Pavel, fapte 20:24, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci doresc numai să-mi sfârșesc cu bucurie viața, calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul. Și a ajuns, Dumnezeu i-a dat har și scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă cununa. Ce binecuvântare! Cu ocazia plecării unor credincioși s-au auzit coruri de îngeri. Ștefan a văzut solemnitatea primirii sale în slavă și cum scrie în Psalmul 116, scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Să ne ajute Domnul să ajungem cu bine la sfârșit. Dar de ce e atât de mare riscul să ne ajungem cu bine acolo? Spune Scriptura aici că ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și în versetul 6 citesc, pentru că aceste lucruri au fost scrise și de ce ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, noi să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Și acum vă întreb, după ce suntem pocăiți și botezați, dar cu învățătura despre botezuri, că nu e numai unul, sunt botezuri, zice în Evrei 6, cu poftile ce se întâmplă? Când mor poftile? Când ne botezăm în apă sau când ne botează Domnul cu Duhul Sfânt? Păi după Eclesiastul 12 nu mor până după 80 de ani. Și până nu vin zilele cele rele și până nu trec poftile. Dar până atunci, ce se întâmplă cu ele? Ele sunt pe aproape. Ori în România, ori în Italia. Pofta s-a născut în zorii păcatului. Și spune Scriptura că odată cu mențiunile din lege, Roman capitolul 7, pofta a devenit foarte evidentă. Citesc de la versetul 7, dimpotrivă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Astfel păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Deci natura noastră coruptă conține în ea acești germeni ai păcatului. Este cum se întâmplă în plan medical că orice om s-ar putea îmbolnăvi de cancer. Dar dacă celulele acelea nu declanșează fenomenul în sine, trăim liniștiți. Ceva de genul ăsta este cu poftele. Când ne întoarcem la Domnul, poftele nu mor. Poftele trebuiesc răstignite.
Și pentru asta vă citesc din Galateni, capitolul 5, versetul 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Sunt unii care au fost născuți la pocăi și patim nu prea au, sau vicii într-un alt termen. De fumat n-au fumat, în imoralitate n-au fost prinși, dar pofte au toți. Astea aparțin naturii, cărnii. Și ele trebuie răstignite, pentru că altfel se produce nenorocirea. Și acum vă citesc din Iacov, capitolul 1, ca să vedeți că aici e punctul nostru slab. Carne neputincioasă, cum spunea Domnul, Iacov 1, urmăriți-mă de la versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit. Adică Dumnezeu nu are slăbiciuni ca noi. Și El nu ispitește și nu poate fi ispitit. Versetul 14, cazul omului. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Pofta nu-i de la diavolul. De la diavolul ispita. Și când vine ispita care e un cârlig și se întâlnește cu pofta care e alt cârlig, sau dacă vreți, sunt ca două celule care atunci când se întâlnesc dau ca un germene de viață. Germenele există în noi, dar numai când face legătura cu ispita. Pentru că spune în continuare aici, apoi pofta când a zămislit, e ca și când se naște omul numai din celula femeii, nu se naște copilul. Deși ea lună de lună ar putea să are celula nea, să dea viață, o viață nouă. Dar dacă se întâlnește cu o celulă din sexul opus, atunci se poate naște o viață. Așa și cu pofta. E pofta în noi. Dar ea nu poate zămisli fără ispită. Ei, sunt cazuri când unii păcătuiesc de la sine, că ispita s-a așezat în ei. Dar noi vorbim despre situația noastră, când ispita vine din afară. Așadar, ispita e unealta diavolului, sau nu așa? Ispita e mânerul diavolului și pofta e unealta noastră. Și când se pune mânerul la o unealtă, cu aceea se poate lucra. Și scrie în continuare că de aici vine tragedia. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată zămislit aduce moartea. Ce au pățit evrei în pustie? Au poftit și au murit. Unii au murit prin pofta de mâncare nestăpânită, alții prin pofta trupului, prin curvia nestăpânită, alții n-au apucat să-și manifeste pofta numai până la nivel de cârtire. Dar așa ce au murit. Păcatul a zămislit, dar a născut un fel de handicapat, care nici în sens demonic nu s-a dezvoltat, dar tot la moarte i-a dus. Dragii mei, acesta e pericolul nostru de o viață. A fost pericolul evreilor, eu vă citesc doar din Numeri 11, de la versetul 4, adinăturii de oameni care au aflat în mijlocul copilului lui Israel, i-a venit poftă. Că de regulă și în adunare, cei firești, la ei pofta e prima. Dar chiar și copiii lui Israel au început să se plângă, să zică, cineva ne va da carne să mâncăm. Că și la Adam și la Eva, pofta s-a născut tot cu mirosuri de la bucătărie. Numai că nu a rămas aici. S-a dus mai departe. Ne aducem aminte și prezintă ei meniul de altă dată. Și Dumnezeu le-a dat carne, dar spune spre finalul capitolului, versetul 33, pe când carnea era încă în dinți, fără să fie mestecată, Domnul s-a prins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o orgie foarte mare și a numit locul acela Kibroth Hataava,
mormintele lăcomiei. Totul a pornit de la o poftă pe care n-au putut-o controla și a născut păcatul și păcatul a adus moarte. Ăștia au fost părinți. Copiii lor au ajuns în Canaan. Și eu mă opresc doar la unul dintre ei, bietul Acan, Iosua, capitolul 7. Tot ce era în Erihon trebuia dat spre nimicire. Dar el n-a rezistat acestei tentații, a fost descoperit și în final s-a mărturisit prea târziu pentru a mai fi iertat. Doar pentru mărturia altora, versul 20, Acan a răspuns lui Iosua și a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în prad o manta frumoasă de șinear. Nu v-a apucat niciodată pofta așa pe o haină frumoasă, cum n-ați mai văzut și n-ați mai purtat? Poate pe surori, se mai întâmplă și la frați, că doar și bogatul din pildă se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și în subțire. Ce-am mai văzut? 200 de sicle de argint, dar așa, pofta pentru bani, nu ne prinde poate. Și o placă de aur în greutate de 50 de sicli le-am poftit și le-am luat. N-a rezistat. Le-a ascuns. N-a apucat să poarte haina. Nici să se bucure de valorile acelea, de metale prețioase. Și-a pierit cu tot ce avea. Vă dau un alt caz și apoi ne oprim pentru a trage niște concluzii. 1 Împărați 21. Vă reamintești ce spunea, cu ce poruncă se încheia legea? Să nu poftești. Puteau să mai fie enumerate multe lucruri ce să nu facă. Dar asta e încheierea, să nu poftești. Și le ia de la nevastă, a aproape lui, și până la orice alt lucru care este al aproapelui tău. Și aici a căzut în ispită bietul Ahab, spune Scriptura, a văzut via lui Nabot, versetul 2, și a zis: dă-mi via ta să fac din ea o grădină de verdețuri. Vedeți cum funcționează pofta. De ce n-avea altă grădină? Împărat. Evreii nu de foame au poftit. Pofta e altceva, dincolo de necesități. De aceea Noul Testament scrie în Coloseni 3, pofta rea. Pe unii am auzit spunând că se ferește să spună poftă bună. Zice, da, băi, pofta e rea. Pofta rea e rea. Dacă ai poftă de mâncare, ești sănătos. Numai vezi să n-ai poftă să mănânci ce nu-i de a mânca sau ce nu-i de a bea. Să-ți dorești să ai o soție la vreme, e sănătos. Altfel nu s-ar mai perpetua omenirea. Dar dacă după ce ți-ai luat una, ți se pare că alta e mai drăguță, ei, e mare problemă. Ți-ai luat o mașină, e bun. Dar dacă mai poftești mașina altuia, și așa mai departe, sau casa altuia, și spune înțeleptul în Eclesiastul că toată truda oamenilor are la origine pofta, care duce la pisma unuia împotriva altuia, când o vede sau când vede ce are altul. Ei, Nabot nu a dat, cred că pe principiu că moștenirile nu trebuiau înstrăinate. Și scrie în versetul 4, Ahab a intrat în casă trist și mânios. Și spune în continuare, s-a culcat pe pat și n-a mâncat. O poftă, rea o distrus o poftă bună. Nu mai au poftă de mâncare, unii nu mai au nici somn. Și Izabela, păcătoasa, că și păcătoși știu iubi, spus Domnul Iisus, se pricep. Dar o listă cu oameni pe care îi iubesc și altă listă pe oameni care îi urăsc. Pocăiții n-au numai o listă. Că pe față sunt prieteni și pe verso dușman, dar e un singur tabel. Și în fine, ea l-a ajutat ca să intre în posesia viei. Îl surprinde Ilie când s-a coborât să o ia în stăpânire, acum îi venise pofta de mâncare, se gândea deja la verdețuri ca strămoșii lui. Și scrie în versetul 19,
Așa vorbește Domnul, nu ești un ucigaș și un hoț. N-ai călcat tu porunca a șasea și a opta? Să nu ucizi, să nu furi? Eu? Nu. No. El nu călcase numai pe a zecea. Dar lângă asta s-au amagățat repede două. Că pofta naște păcate. Și apoi s-a agățat și a noua, că a mărturisit strâmb împotriva apropiului, s-a mai agățat că a fost călcată și porunca a cincea, că n-au fost cinstiți părinții lor evrei, și îi rostește Dumnezeu sentința. Dar mai târziu avem un alt împărat, Eclesiastul capitolul 2, Solomon. Ăsta n-a mai trebuit să cumpere de la nimeni, că a avut el și i-aduceau alții. N-a mai trebuit să gândească la ce aveau alții în Egipt, că lui aduceau din Egipt alții. Daruri de la, din sudul peninsulei arabe, de peste tot, numai veneau. Și spune el în 2 cu 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. A avut de unde. Bine a ajuns Solomon. Rău. Că s-a scăpat în idolatrie. A suprit poporul său. A vrut să ucidă pe Ieroboam. Și câte și câte cala Ahab. Și toate au plecat de la poftă. Când pofta nu poate fi controlată. Știți ce se întâmplă? Întâi e o luptă, un război. Și acum vă întreb. Vreți să aveți război sau să trăiți pe timp de pace? Să nu spuneți că la capitolul ăsta trebuie să fii războinic. Da, trebuie să fii războinic, dar nu înseamnă să fii mare războinic. Toată viața să te tot lupți. Îi bați odată ca David, iei capitala din mâna lor și apoi stai liniștit și tu. Și judecătorii se băteau și apoi țara avea odihnă 40-80 de ani. Vine într-o zi un tânăr la mine și îmi spune, frate, nu știu ce să fac, așa mă chinuie poftele tinereții. Și eu știu că în Biblie scrie 2 Timotei 2:22, fugi de ele. Și am zis, măi, tu știi bine, dar pe unde fugi, că asta e problema. De te tot ajung și tot pe tine. Înseamnă că nu fugi bine. Cum spunea cineva odată, mă zice, unele fete așa fug ca să fie sigure că le ajung băieți. Asta e numai o fugă așa de formă. Și ascultați ce zice Petru, una, două epistolă, două versete, chiar trei foarte clare. 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Domnul ne-a dat făgăduințul lui nespus de mari și scumpe, ca la evrei, o țară în care curge lapte și miere. La noi curge râul apei vieții în paradis. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Aici e toată slăbiciunea omului, la pofte. Trebuie să fugi. Se scrie în 1 Epistola, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dacă un tânăr fuge așa prin fața televizorului, ca să nu zic pe la mare și prin alte localuri, ăsta săracul merge tot către frontul diavolului. Dar fugi în altă parte, retrage-te, ieși afară din tabără, dacă vrei să scapi. Pentru că altfel există riscul, dacă pierzi acest război, această luptă, să ajungi rob. Și scrie în 2 Petru capitolul 2 despre robia aceasta cruntă, unde e creată stare de dependență. Și aici numai Domnul poate interveni. Oamenii aceia nu mai au putere. 2 Petru 2, citesc versetul 19, auziți, chiar și cazul unora din frunte sau celor care slujesc. Hai și 18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire, le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei și sunt robe stricăciunii,
căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Unde a fost biruit? În războiul acela, că nu s-a ferit. Să nu facă nimeni pe viteazul, niciun bărbat și nici o femeie. Șansa sa mai sigură, dovada răstignirii, e că nu lăsăm firea să miște și să o mai gâdilăm puțin. N-ai nicio șansă să scapi, mai degrabă sau mai târziu vei avea lupte și s-ar putea într-o zi să fii înfrânt, legat și să fii rob. Și apoi să cazi săptămână după săptămână în aceleași vicii. De aceea spune Romani capitolul 13, și aș vrea, dacă ați putea să mă înțelegeți cât tare m-am frământat, că așa în Biblie spuse multe, dar m-am rugat, Doamne, ce să le spun la frați? Și de-abia aici, în timp ce stăteam pe bancă, mi s-a luminat, ce trebuie să spun? Romani 13, versetul 14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, să nu-i treziți poftele, e un uriaș adormit în noi, nimic altceva. Și dacă te îmbraci într-un fel în care să provoci poftele, să te tot gândești, arăți bine, frumos. La intrare într-o adunare, un frate zice către mine, o să vreo 2-3 ani în urmă, și frate, eu, se zice, tot tânăr și frumos. Și zic, băi, frumos n-am fost de când dus, tânăr nu mai sunt. Hai în adunare. Nu dați voi așa să fie prea multă grijă pentru firea pământească. Nu o ungeți cu prea multe ale fii, că se trezește și vi se pare că ați fi putut concura să fiți mis nu știu care. Și că tu ai un trup bine făcut și trebuie numai puțin așa la sală să mai îngrijești de el. Spunea o beată soră din Spania, tot mi se părea că nu sunt suficient de dezvoltată și m-am dus acolo la fitness, am căzut. Unde au căzut? Purta grijă de firea pământească. Asta nu înseamnă să nu porți grijă să rapsi frig, nu despre asta e vorba. E vorba să nu rapsi căldură, ispititoare. Că suntem slabi în fața acestor pofte. De aceea nu ne permitem să ne ducem în locuri unde izbește păcatul. Că zice Scriptura în Proverbe 6, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa de mine de ploapele ei. Dar crezi că poți privi fără să poftești? Nici dacă ai junghiuri. Nu se poate. Ispita își face cursul. Și mă întreabă într-o zi un tânăr, frate, dar chiar n-aș putea să mă duc și eu la mare odată? Dar de câte ori se moare? Tu ai o viață de joacă și una de rezervă, a? Zic, du-te, măi. Frate, poți să mă duc? Du-te, că acolo are diavolul vreme de tine, du-te. Tu nu vezi că ești ispitit și mergând la lucru și obosit și venind acasă și pe drum? Vrei să stai așa liniștit, să te pui drept țintă, ca diavolul să aibă unii ochii. Feriți-vă de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Sau dumneavoastră nu simțiți războiul acesta? O tânără de la noi în biserică a fost surprinsă că avea o poză în imaginea de la mes cu un băiat ce o ține așa, am mai spus undeva aici în Italia, peste umeri așa și peste piept. Și când am auzit asta, zic că înseamnă că dacă în public ai lăsat o asemenea de imagine, voi vă îmbrățișați când vă întâlniți. Când vă căsătoriți? Voi peste un an. Și de acum până atunci, stați așa bine cu stăpânirea de sine sau ce nu-i? Și da, eu, frate, nu sunt deloc ispitit. Sunt probabil că tu ești femeie și la femeie funcționează altfel aceste simptome. Dar el l-am întrebat și o zic că n-are nicio ispită. Și am zis, auzi, dacă n-are, nu-i normal. Și atunci nu-i desurat. Și m-a mințit? Păi dacă nu te-a mințit, nu-i normal.
Nu purtați grijă de firea pământească să nu-i treziți poftele. Fugiți, feriți-vă! Cum să mai citim din Biblie? Pentru că vom cădea pradă acestor ispite mai degrabă sau mai târziu. Asta în privința mâncării, a băuturii, a nestăpânirii de sine, a poftelor trupului, a ceea ce spune în 1 Ioan capitolul 2 despre ceea ce este în lume. Și aici e vorba de ceea ce este în oameni și sunt lăsate libere. 2 versetul 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor. Și zicea Domnul în pilda cu sămânța, năvălesc în noi. Și dacă tot am amintit întreagă lucrurile acestea, m-a auzit o predică a unui frate din Statele Unite în care vorbea despre 10 magneți în felul în care se îmbracă femeile pentru ochii și pentru poftele bărbaților. Le-au luat așa frumos la rând. Apoi i-au întrebat pe bărbații, drept că vi se stârnesc poftele când vedeți așa ceva? Păi spuneți, numiți-ți că sunteți la biserică. I-a întrebat el, nu vă întreb eu. Eu știu fără să vă întreb. El a vrut să facă un experiment. Și eu a spus da, mâna sus. Și-a ridicat bărbații mâna sus, a spus, soror, uitați-vă la ei. Vreți că ăștia să moară? Pofta naște păcatul și păcatul aduce moarte. Și-a vorbit, eu le-am simplificat și am spus că sunt numai trei. Nu 10, 3. 1. Părți ale trupului neacoperite. Decolteuri. Și poate unele vor spune, e vară, mă simt mai lejeră. E mai practic. E mai practic pentru Satana și pentru păcat și după aia pentru dumneata. Eu nu m-am gândit că bărbații sunt ispitiți, să nu se uite. Dar diavolul le arată într-una, la asta nu te-ai gândit. Sau nu e așa? Haine fără mânică. Și bărbatul este ispitit și gândește cei câțiva centimetri mai încolo, da, da. Abdomen gol. Picioare descoperite, fuste despicate. A doua, haine transparente. Sau, a treia, haine molate. Nu se învață anatomia pe trupul surorilor noastre și care nu pricep, o să fie pricină de păcătuire. Și a spus Domnul Iisus că cine-i pricină de păcătuire, mai bine e s-ar lega o piatră. O zis că una mare, că erau la evrei și mare și mică, scaia mare. Și să fie aruncat în mare. Și în antichitate aruncat în mare însemna, așa gândeau ei, și Domnul le-a spus pe înțelesul lor, că nici drept la înviere nu m-au. Dar și bărbații pot să provoace pe femei, asta spun la tineri uneori, prin vorbele lor. O femeie când se îmbracă mai superficial, ea nu-și dă seama că poftele bărbatului scântează. Dar la fel, când dumneavoastră ca bărbați vorbiți, auzi ce faci drag, ești simpatică, nu știu ce, un bărbat poate rosti fraze din astea, eseu să facă. Și poate să, așa, să facă glume. Da, dar scântează la dumnealor, la minte acum. Un mesaj telefonic pe care tu l-ai dat așa, până să vină șeful să încep lucrul, dar și tu l-ai primit de la alt păcătos. Și în mintea ei e tragedie și nu scapă de el și visează. Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de gravă este pofta, n-avem decât o singură șansă să ne ferim. Și asta înseamnă să-ți întorci ochii, să nu te apropii de ușa casei ei, să stai departe de site-ul ăla pornografic sau de filme. Departe. Pentru că tot ce este pe internet se poate cuprinde în două cuvinte. Sex și cruzime. Atât. Sunt cele două capete demonice
unul pentru femei și unul pentru bărbat. Plasă să-i prindă și pe unii și pe alții. Domnul să vă dea biruință. Amin. Dar dacă vreți biruință, atunci, și închei ideea asta, să nu mă repet. Mai că uneori sunt, și la învost în cap părinții, de cât eu să le spun la copii, numai odată, așa e, da? Odată și le reamintiți când sunt mari, vă amintiți lecția de la 7 ani, da? Da, de unde le spuneți și scrie în Biblie, să le spui când se scoală, când se culcă, când pleacă și când se întorc. Și uneori așa ne vine și nouă la adunare să le spunem. Și zice apostolul, zice, mie nu mi-este greu să vă spun și vouă vă este de folos. A nu purta grijă de firea pământească înseamnă a fi mulțumit cum ești, a nu te îmbrăca într-un mod provocator, a mânca într-un mod cu măsură, a posti și a te preocupa asupra lucrurilor spirituale, asupra muncii, asupra vieții de familie, în așa fel încât să tratezi viața așa cum se cuvine, trupul cu respect, ca un templu al Duhului Sfânt, îngrijit, spalat, dar nu și dat cu sclipici. Un al doilea sfat. Dar dacă alții ne provoacă, ce-i de făcut? Că bietul Iosif în casa lui Potifar îl provoca în fiecare zi. Și tinerii noștri și dumneavoastră sunt provocați. Ce-i de făcut? Există rețetă. Și spune Scriptura, citesc din Galateni capitolul 5, roada Duhului dimpotrivă este. Începe cu dragostea și se sfârșește cu înfrânarea poftelor. Cine ne dă nouă putere să ne înfrânăm? Duhul. Dar ce vă spuneam eu în prima seară, joi, când am vorbit? Că nu poți fi plin de Duh numai dacă ești dedicat lui Dumnezeu, dacă îți faci timp pentru cele sfinte. Nu ai putere să te înfrânezi dacă pierzi vremea cu fel și fel de emisiuni, cu povești, cu telefoane, cu aranjări, cu alte și alte ispite. Spune Iuda apoi ceva foarte frumos. Iată de ce, dragii mei, e necesar să veniți la stăruință să primiți Duhul Sfânt. Iuda, capitolul 1, versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre dragoste, să îndopă de-a binelea pofte. Versetul 13. Valuri înfuriate, spumegă rușinile, pofte scăpate sub control. Versetul 16. Sunt niște cârtitori nemulțumitori, motive pentru care evreii au murit pe drum spre Canaan. Trăiesc după poftele lor. Și ascultați cum îi califică în final sau îi descalifică versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Deci un om fără Duhul Sfânt n-are înfrânarea și supus poftelor firii. Și cu cel cu Duhul Sfânt se luptă, tot dacă stă departe, are control, e o cetate cu ziduri, păcatul vine la ușă, ispite poate să vină la oricine, când îl bați pe diavolul de departe, stai în siguranță. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi, ca să fie înfrânarea poftilor, ușa aceea care nu se deschide și nu permite în diavolului glume și fel și fel de provocări, numai așa doar într-o idee, nu-i voie. Să ne ținem departe de păcat și aproape de Dumnezeu. Zice în Iacob 4, nu vrăjmășie cu lumea, dimpotrivă, apropiați-vă de Dumnezeu, păcătoșilor, oameni cu inima împărțită, Doamne, ajută-ne! De aceea sunt împotrivă la tot ce ține de sport, joacă-i pentru copii, la tot ce ține de filme, la tot ceea ce ține de cosmetizare, de aranjări, de aurituri sub o formă sau alta. Trupul trebuie să fie îngrijit, spălat, cât mai bine acoperit. Muncă, mai coseamă la tinerețe, asta e comoara. Odihnă la vreme potrivită și rest adunare. Și când nu poți, ajută-te cu poți și cu rugăciune. Avea un frate o vorbă, a zis, unii așa întreabă, vorbesc neîntrebați. Zic, ia pune firea pământească la post, să vezi cum, nu numai că nu mai răspunzi de întrebare, nici nu mai întreb ce nu trebuie.
nu că de post în post, sunt sănătoși, ba, poate se mai întâmplă, n-au de lucru sau lucrează ușor. Am citit o cugetare înțeleaptă care spune așa: nu știu cum se face că în vremea noastră oamenii se plâng că lucru greu. Dar mai de mult când oamenii terminau ziua de lucru, simțeau nevoia de odihnă. Acum simt nevoia să se joace. Că lucră greu? Avem și noi băieți și ne bucurăm uneori cu soția când vine câte unul așa frân de oboseală. Noi mai trebuie nici o vorbă așa mai ușoară. Să citească ceva din Biblie, eventual o rugăciune, să doarmă. Și dulce somnul lucrătorului cu ziua. Domnul să vă dea harul să fugiți și apoi harul să vă înfrânați. Amin? Amin. Și dacă mă mai îngăduiți să vă spun ceva, la noi pofta, la diavolul ispita. Zice aici în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească? Dar de ajuns ne ajung. Dar nici una care n-ar putea fi înfrântă. Asta ar însemna ca Domnul să ne lasă. Dar puterea vrăjmașului e limitată. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, dar până la puterile noastre, da, și ispita urcă până aproape la maximul capacitatea noastră de rezistență. De exemplu, vine cineva și te provoacă și îți vine să-i zici, diavolul cu microfonul la gură, zi! Și dacă nu-ți amintești, scriem Psalmul 39, cu tot stat ce rău înaintea mea, n-am zis o vorbă, nu o să-ți pară rău. Și scrie aici în continuare: și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și încă ceva, s-o puteți răbda. Deci, care este logistica ispitei? Ispititorul îl cunoașteți, da? Diavolul. A avut drept să intre și în rai, a avut drept să vină și la pocăiți, a avut drept să vină și la Domnul Iisus. De ce am ținut să amintesc și de ispită? Noi, ferindu-ne de pofte, suntem mult mai biruitori în ispită. Dar și dacă am stat în pustie de unul singur ca Domnul Iisus și plin de Duh să fim, și Fiul lui Dumnezeu a fost El, și tot s-a dus diavolul el, așa-i? Așa ne găsește adresele. Și vine și nu știi când, zice în Efeseni 6, în ziua ce are. Dar e însemnat în calendar? Bine ar fi dacă ți-ar descoperi Domnul, așa ca la Petru, ai ceva rugăciuni înainte. Și să fie echipat. Deci diavolul merge la Dumnezeu, cere, eu așa mi-l imaginez pe diavolul cu un diplomat mare, cu o droaie de cereri de ispită. Și are la motive, așa ca la Iov, că Doamne, știi că i-ai dat. La altul știi că a greșit acolo. În o soră, când Domnul urma să le mai dea un copil, a murmurat. E suferință la o naștere. Și într-o zi, în timp ce se ruga, are o vedenie că intră niște demoni în casă, se pun la masă, scot toți dosarele și spune: pentru asta ce o sândă? Are păcate la activ, ce să cerem de la Dumnezeu, cu ce să o bată? Și numai aude bărbatul că începe să plângă și să strige, treabă dragă ce-i? Zice, acum ieșiră demonii afară și scriau acolo ce o sândă să-mi aduc. Și-o și venit o vreme grea. Pârâșul fraților noștri, scrie în Apocalipsa 12. Doamne, adu vremea când nu va mai fi. Dar până atunci își facem meseria și cere să fim ispitiți. De aceea noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Ce înseamnă asta? Doamne, dacă ar fi numai atâta rugăciunea, dar știi ce scrie mai departe, da? Și izbăvește-ne. Dacă am zis să nu ne ducă, de ce mai ce să ne izbăvească? Că uneori aprobă și nu ne duce, că nu-i aprobă toate la diavolul. Dar uneori aprobă. Îi mai taie din pretenții, îl limitează așa ca la Iov. Asta e voie, asta nu-i voie. De aici și până atunci. Ci s-a Simone, Luca 22 cu 31. Diavolul a cerut să vă cearnă. Și noi imediat ne-am gândit. Și s-au aprobat? Aprobat. Vezi că vine. În noaptea asta. Și că toate slujile numai cu el aveau treabă.
Că era prevăzut, avea un proces verbal de ispită, semnat. Deci în situațiile în care Dumnezeu aprobă, acolo Domnul ne izbăvește. O aprobă cu măsură și ne izbăvește și apoi, așa am citit aici, că în final ne scoate din ispita asta. Doamne, ajută-ne să fim biruitori. Versetul de lângă cele cu ispita din Iacov 1 cu 12, știți ce făgăduia pentru cine biruie ispita? Și spune Scriptura aici, ferice de cel ce rabde ispita, ferice, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Domnul celor ce-L iubesc. Doamne, dă-ne biruință! Ferice de cel ce rabdă, și în 1 Corinteni 10 cu 13 am citit, ca să nu doar mijlocul să ieșiți din ea, și să o puteți răbda, deci câtă vreme rămâne starea de ispită, noi am vrea, Doamne, repede, scapă-ne acum să se rezolve, până mâine dimineață. Dar dacă mi-ai îngăduit să rămâi o lună de zile în ispită, să știi că e bine să te rogi pe tot acest interval, dar există un lucru de care trebuie să ții cont în ispită, să rabzi. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele. Și dacă ești plin de Duh, Duhul are și îndelungă răbdare. Așa că Duhul Sfânt te ajută să controlezi poftele, când vin ispitele te ajută să le birui, dar dacă n-ai Duhul, ești o pradă ușoară. Să nu încerce unii să spună că ei sunt tari, că ei nu se lasă. La o seară undeva de rugăciune, unul așa mai ocoș, cum spunem noi ardelenii, o să nu îl întâlnesc într-o zi pe diavolul, că aș da cu el. Măi, și scrie să nu scoți nicio vorbă necuvincioasă, că dai socoteală. Și diavolul ți-o și notat-o. A doua seară o lipsit de la rugăciune, pe când apare din nou, așa mai plouat de o parte, și îl întreabă unii, mă, doar n-ai dat trântă cu diavolul, că tare te-ai lăudat că ești tare. Și l-o zis, ba da, măi. Dar nu e așa că să te bați. S-o băgat într-o femeie, măi. Băi, ce ispite am avut și mi conștiința pătată și mă mustră și... Dar ai făcut pe viteazul. Nu degeaba Domnul Iisus a spus să ne rugăm să nu ne ducă. Nimeni să nu spună, vreau să am o ispită, să vă arăt că biruiesc. Doamne, nu ne du-n ispită. Dar dacă, Doamne, îngădui, dă-ne putere să ieșim biruitori. Și Domnul Iisus a fost ispitit, zice Biblia, în toate felurile. Cine știe ce mai urmează și la noi? Se poate să te ispitească vreun frate, ai fost prieten cu el, cum scrie în Psalmul 55, și apoi... Păi, numai asta nu pot ierta, mă, dar... Măi, dacă ardelenii îmi făceau probleme, dar ăsta a meu, măi, din Cașvara sau de unde știți mai mulți. Ăsta să-mi facă mie, măi. Măi, dar l-am ajutat când a venit în Italia. De ce crezi că diavolul vrea să te ispitească prin libieni ăștia, că vine unul de acolo, o fuge de război și prin ăsta? Diavolul găsește unul de care să se poată folosi și care să te doară, sau soțul tău, sau soția ta. Și în momentele alea trebuie să rapsi. Dacă vrei să fii fericit, dacă cedai, ce ai câștigat? Am întâlnit situații în care unii au cedat și numai la o supărare și se spună niște vorbe și în urmă așa ar fi vrut să le întoarcă înapoi în gură, dar nu-i pe unde? Că s-au spus și s-au dus, le-a dus vântul? N-am mai putut puțin să aștept, puțin să rapt. Nu-i alte soluții. Fericiți vom fi după întâia înviere, nu mai avem ispite, nu mai avem pofte, Doamne, bine o fi. Dar până atunci, asta este. Să nu spună nimeni, eu aș fi o pocăit bun dacă nu m-ar supăra frații. S-a mai întâlnit uneori o familie, măi, dar uite, ești certată cu soțul, știi? Eu dacă el nu mă supără, eu n-are treabă cu mine. Dar nici eu, săracul, nu te-ar supăra, dar diavolul. Și acum ce să fac? El a căzut în șanț și tu strângi la el, nu? Tu nu vezi că diavolul vrea să treacă și pe tine. Diavolul nu-i mulțumit cu Eva. Spune, gata, una aia mea și Adam rămâne la Dumnezeu. Și imediat o da și lui. Pentru că nu-i mult, nu a fost mulțumit cu Iuda
Și pe Petru. Hai cu mine. Că răgnește ca un leu și caută pe cine se înghite. Și știți cu ce înghite? Întâi înghițim noi momeala. Și apoi ne înghite el pe noi, balaurul. Doamne, îndură-te de noi. Să ne rugăm pentru fras ca să iasă biruitori. Că unii nu se roagă ei, că nu știe, scap Petru, visători. Și te ferească Dumnezeu, Doamne. Petre, hai roagă-te. Cu tine? O și întemnițe și la moarte. Filiștii, Doamne. Măi, Petre, e problemă, uite, tu nu vezi cum vine balaurul. Nu mai știu nimic. Și numai o slujnică, nu vreunul din mare preoți. Îndrăznesc să spun că dacă veneau ăștia, ar fi fost peste puterea lui Petru. Dar cam atât a fost puterea lui Petru, cât o slujnică. Doamne, îndură-te de noi. Închei cu o idee legată de ispită. Știți de fapt cum sună ispita, ce conținut are? Ca să știm când e ispită și când nu e ispită. Ce e ispita? Ispita este o încălcare a cuvântului lui Dumnezeu, încălcarea legii. Atunci poți să-ți dea seama că e ispită, când îți vine să te mânii. Scrie în Biblie că nu te mânea. Știți, vine să te mânii? Mânia locul să se nebunești, să știi că ai ispită. Scrie în Biblie să nu te uiți pe nu trebuie, scrie în Biblie să nu lăcomezi, să nu te ceri, să nu minți. Și când îți vine să o faci, să știi că ai ispită. Ca Eva să fi biruit pe diavolul. Hai să ne gândim, ce trebuia să facă ea? Simplu de tot. Numai să țină una și bună. Nu-i voie să mâncăm din ăsta. Dar e bun, dar e de dorit. Nu-i voie să mâncăm din ăsta. Au zis că nu. Se spune că într-o zi, ducele de Wellington, cel care l-a învins la... Pe Napoleon, unde a fost bătălia care a pierdut-o la... Care-i cu istoria? Nu are niciunul? Așa, da. S-a dus cu un corp de armată undeva la o fermă. Și a văzut poarta încuiată și strigă. Deschide! Și dinăuntru un copil zice, nu deschid, că tata mi-a spus să nu deschid la nimeni până nu vine. Măi, tu știi cine la poartă? Ducele de Wellington. Dar tata mi-a spus să nu deschid până nu vine. Și unul dintre soldați zice, băi, deschide că spargem poarta. Dar tata mi-a spus să nu deschid până nu vine. Și ducile au zis, băi, să nu vă apropiați de poartă. Copilul ăsta o să rămână în amintire, dacă aș avea o soldați ca ăștia. Numai Franța am fi învinge-o, toată lumea. Cum o biruit? Așa i s-o spus, fac-o, așa fac. Dar ce-i toată bătălia ispitei? Să zici oare și să te îndupleci. Mă, dar totuși, cu ispita fă pe prostul. Că așa scrie Biblia, în ce privește rău să fii prost. Și ți vor provoca celălalt, dar tu nu știi să te aranjezi, oleacă, dar ce ți-i frică, măi? Dacă vezi și tu ceva, ți-i frică dacă vii cu noi? Măi, eu mi-e frică. Eu mă tem. Măi, așa scrie, eu așa fac. Și oamenii vor zice că ești nepriceput, că ești îngust. Eu sunt legal. Mai discut uneori cu băieții mei, cum sunt ei băieți, mai văzut pe unii că nu poartă centura, că mai se cunosc cu poliția și sună. Și că e bine să fii prieten cu unul, că ți-a spus, băi, ați văzut, eu nu am prieteni din ăștia mai mari pe la municipiu. Îmi place să umblu corect, am avut și eu permis odată luat, am greșit, gata, l-o luat și când a venit vremea, mi-a luat înapoi. De ce să te rogi de ei? Că ăștia se țin, trebuie să le dai și tu lor, pe urmă se fac compromisuri, cum suntești noi pocăiți. Umbli pe cât se poate legal și n-ai treabă. Diavolul este când în rol de instructor, când în rol de polițai, când lucră la administrația drumurilor. Când e în rol de instructor se pune lângă tine și spune, măi, depășește, măi. Și spune, măi, dar nu vezi că linia continuă. Lasă-mă că nu vine nicio mașină, măi. Măi, de ia-o la dreapta. Măi, dar tu nu vezi că e interzis. De și ce? Nu vezi că nu drumul nu-i cu grup. Respectă semnele și poți să stai aici în mașină până, uite cum îl cheamă. Alteori face pe polițistul.
Și atunci ai o autoritate, că polițistul e peste semne, nu? Și spune, băi, faci așa cum spun eu. O tânără din Cluj era un examen, cazul e acum recent. Și un profesor îi spune, auzi, dă-ți baticul jos sau te dau afară din sală. Se ridică ea și spune, domn profesor, toți oamenii din lume nu-mi pot face mie binele ce mi l-a făcut Domnul Iisus. Eu pentru el înrisc viața, nu un examen. Și au zis, dă-i pace că-i pocăită, mă. Alta a fi spus, frate, ce era să mă dea afară din examen? Asta a fost ispita ei. Și dacă rămâi tare, asta l-a zis în cazul lui Iov. A zis, nu vezi că se ține tare în neprihănirea lui? Asta înseamnă să birui ispita. Să te ții tare de ce știi, de un adevăr, de cuvântul lui Dumnezeu. Și alteori diavolul umblă la semne. Și mai pune pe ăștia predicatori, proroși chiar, și pun alte semne, știi? Nu că e alt semn, dar atunci e bine să ai și hartă. Și spui, mă, mie de semnul ăsta nu-mi pare, ceva nu-i în regulă și mai bine lămurește-te și atunci diavolul o să fie el bătut, Domnul să vă dea biruință. Amin. Dacă am ieșit din lume, recapitulez și închei, așa că ar fi frumos să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Amin. Să intrăm pe sub arcul de triumf din cer. Dar problema la pofte, la noi și la diavolul la ispită. De pofte trebuie fugit, trebuie ținut trupul sub control, că altfel ne călărește el pe noi și ne duce la moarte. Și de asemenea să ne rugăm ca Domnul să-și lase Duhul peste noi, să ne putem înfrâna. Avem voie să mâncăm, să avem viață de familie, să admirăm natura, dar cu control, fără să lăsăm trupul să-și facă de cap. Iar în ce privește ispitele, să știm că unele se aprobă, trebuie răbdat și în mod deosebit, cum spuneam în ultimul rând, asta ispita să faci peste cuvânt. Domnul Iisus cu asta l-a bătut pe diavolul, este scris. Nu încerca să-i ții teorii, mai pățesc cu o soră, ci tot mă ispitește, sau cu o fată, mă ispitește, băi, așa am încercat să-i explic. Măi, fată, și ce crezi că evanghelizezi pe satana? E închis telefonul și gata. Bă, dar nu m-am gândit să-i explic, dar tu nu vezi că el e diavolul, el și vrea n-a din să te provoace. I-ai spus scurt, Biblia spune, după a doua, a treia mustrare, păcătuiește de la sine și l-a lăsat în pace. Nu pierzi vremea cu el, că te încurci. Și diavolul, cel puțin vrea, cum se spune, diavolul și omul rău e ca și cărbunile. Dacă nu te poate arde, măcar să te negrească. Domnul să vă păzească. Și să ne rugăm unii pentru alții să fim biruitori. Și vă mai rugați pentru mine, așa-i? Amin. Mai le spun eu unilor frați, băi, când începe să vă rugați, luați un ordine alfabetic, să nu mă scăpați. Că e mare nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Nu știm cât război mai este, dar în curând sună trâmbița. Și vom purtea nu doar steaguri de biruitori și haine albe în împărăția lui Dumnezeu. Și ce frumos va fi să fim biruitori. Amin.